2022 a fost un an plin cu de toate, așa că hai să vedem ce lecții am învățat anul ăsta, tocmai pentru a nu le repeta și la anul. Și prima lecție este să nu te crezi mai bun decât ești. În 2022 am văzut o grămadă de creșteri ale prețurilor la produse și la servicii și automat am văzut o creștere și în veniturile oamenilor. Într-adevăr, poate veniturile n-au crescut în același ritm cu prețurile la produse și la serviciile din jurul nostru, însă cu siguranță s-au simțit. În 2022 s-au printat trilioane de dolari, unii și-au schimbat joburile, au primit măriri de două cifre, iar alții chiar au ajuns să câștige dublu față de acum un an de zile. Când vremurile sunt bune, toată lumea câștigă și toată lumea o duce bine în jurul nostru și greu se diferențiază oamenii care într-adevăr muncesc și adaugă valoare de cei care doar se facă muncesc, ca să nu zică freacă duda. Top performerii, adevărații specialiști în domeniu, oamenii care într-adevăr chiar adaugă valoare, se diferențiază și se detașează de majoritate tocmai în vremuri de presiune, în vremuri grele. Oamenii nu visează ce vrei de la ei. Pierdem o grămadă de timp în discuții sterile, small talk, presupuneri că cineva zice ceva despre noi, sugestii către cineva să facă ceva, să ne așteptăm la ceva. Așteptăm ca cei din fața noastră, ca cei din jurul nostru să presupună ce vrem noi de la ei, în loc să scurtăm tot acest timp și toate discuțiile nuanțate, așteptând ca cel din fața noastră să se prindă de fapt ce vrem de la el. Ca de exemplu, dacă simți că acest clip îți aduce valoare, apasă butonul de subscribe, dă un like și lasă un comentariu cu lecția pe care ai învățat-o anul ăsta. Nu merge pe încredere. Chiar la începutul anului mi-am luat cea mai mare țeapă din viața mea de până acum, o țeapă de 100.000 de euro de la un bun prieten, de-al unei rude. Omul mi-a fost recomandat de o rudă ca un om bun, un om corect, un om cu credință în Dumnezeu, un om cinstit și m-a rugat să-l ajut. Cel care mi l-a recomandat mi-a spus că nu e cazul să facem contracte, să semnăm anumite acte, pentru că e un om corect, garantează pentru el și că nu ar trebui să-mi fac probleme în legătură cu plata pentru serviciile mele. Și normal, am lăsat garda jos pentru că a venit dintr-o recomandare din partea unei rude și m-am gândit că deja este o persoană filtrată, deja este testată, mai ales că l-am văzut respectabil, cu o situație financiară foarte bună, așa că am mers pe încredere și m-a costat foarte mult. Când îți propuneți cineva să lucrați împreună pe bază de încredere și mai ales aveți o relație de prietenie, de amiciție, spune-i persoanei respective că vrei din prima să discuți toate condițiile și tot ce se întâmplă și să le negociați, să le puneți pe o foaie, să le agreați și să le semnați, tocmai pentru ca mai apoi să nu mai existe alte negocieri și alte discuții care să intervină în relația voastră. Nu contează cât este rudă, prieten sau apropiat. Semnează un contract din doar două motive. În primul și în primul rând îți păstrezi relații bune cu persoanele cu care faci business și în al doilea rând, oamenii se schimbă în momentul în care văd că au un avantaj în fața ta. Semnând un contract, poți să eviți toate treburile astea și toate certurile ulterioare. Câștigi doar dacă joci pe termen lung. Orașul e mic, țara e mică, lumea în fond e mică astăzi. În trecut, dacă se întâmpla ceva foarte important în America, aflai după câteva zeci de minute sau după câteva ore bune. Astăzi, prin social media, absolut oricine de oriunde de pe pământ află această știre în doar câteva secunde. Lumea e astăzi mai interconectată ca oricând, așa că dacă ești o persoană care joacă pe termen scurt, care caută doar următorul tun, caută să prostească oamenii, să dea țepe, ai doar de pierdut. Dai o țeapă azi, una mâine, una în România, una în afara țării. Cât o să mai meargă până o să se prindă oamenii și în momentul în care vorba circulă, oamenii își fac o părere, nu o să mai vrea nimeni să facă business cu tine sau vor face business cu tine, însă în condiții foarte defavorabile ție și asta doar datorită reputației tale. Astăzi nu mai poți minți pe nimeni foarte mult timp, decât dacă lasă garda jos, pentru că în secunda 2 poți scoate telefonul din buzunar și poți căuta cine este un om, ce prieteni are, la ce proiect a lucrat, ce a livrat, așa că nu e mai simplu să joci pe termen lung din prima și să fii corect, să fii onest, să fii serios, pentru că toată lumea va afla de tine și toți vor să lucreze cu un om de genul ăsta. Nu alege prea repede câștigătorii. În 2022 au apărut o grămadă de supercaruri noi pe străzi și efectiv nu mai e loc să bei o cafea la o terasă de milionari cu Rolex-uri și cu haine de designer. Și acum poate crezi că urmează să spun că alea nu sunt mașinile lor, sunt leasing-uri operaționale și de fapt milionarii nu sunt milionari. Asta nu e ceva nou, însă vreau să spun să nu alegi câștigătorii prea repede. Destul de mulți oameni ajung la succes, însă sunt foarte puțini cei care pot păstra acel succes pe perioade îndelungate de timp. E greu să fii relevant zeci de ani, să îți conservi și să îți investești veniturile și să nu te pierzi pe drum. În 2022 au dispărut peste 88.000 de milionari în Bitcoin,
s-au evaporat literalmente câteva sute de miliarde în scandalul cu FTX. În schimb, au existat și persoane mai inteligente care și-au dat seama că schemele de îmbogățire rapidă nu vor ține o veșnicie, au scos banii din cripto, i-au investit în imobiliare tocmai pentru a le genera venit pasiv, stabil și pentru că imobiliarele sunt un activ mai safe. Fii onest cu tine și aliniază-te cu scopul tău. Fii sincer, îți place ce faci, te trezești dimineața, dornic să începi o nouă zi plin de energie, îți place unde trăiești, îți place cum trăiești. Dacă da, felicitări, ești printre cei puțini. Timpul trece extrem de rapid și dacă muncești 8 sau 10 ore pe zi într-un loc în care nu îți place, înconjurat de oameni cu care nu rezonezi și te simți la finalul zilei stors de energie, ar trebui să faci ceva. Regândește-ți poziția și aliniază-te cu ce vrei să faci, cu pasiunea ta. Chiar dacă pe termen scurt îți va fi un pic mai greu, va fi un domeniu nou, vei întâmpina provocări, cu siguranță vei trece peste pentru că e pasiunea ta și vrei să treci peste și pe termen lung o să fie mult mai bine atât emoțional cât și financiar. Nu crede că ești de neînlocuit. În ultimii ani a fost o piață a angajaților. Nu-ți convenea locul de muncă în care erai, puteai să-l schimbi pentru că mai erau alte 6 oferte pe masă. Te duceai, îți amenințai șeful că vrei o mărire. Dacă nu-ți dădea mărire, îl amenințai cu demisia, asta se întâmpla odată la câteva luni. La fel, pentru că aveai variante și știai că mai există multe alte firme în piață care te vor și care într-adevăr pot să-ți ofere un salariu mult mai bun. Însă, dacă tu crezi că aceste lucruri vor trece neobservate, ești naiv. Toată lumea știe să citească un CV și o să vadă că tu ai stat 5 luni acolo, 4 luni acolo, 7 luni în partea cealaltă. Asta spune câte ceva despre tine. În primul rând, ești focusat doar pe partea materială, nu ești statornic și vrei să schimbi jobul odată ce te pune lumea la muncă, adică vrei doar perioada aia de training, după care nu mai vrei să pui osul pentru că îți cauți altceva, că știi că există și altă variantă. Și nu în ultimul rând, pleci la primele provocări pe care ți le dă companie. Însă odată la ceva timp, piața se schimbă dintr-o piață a angajaților într-o piață a angajatorilor. Și toate astea se întâmplă în momentul în care angajatorii, patronii de afaceri, spun stop manipulărilor venite din partea angajaților și îi țin doar pe acei angajați performanți și rentabili, după cum e normal. Ei, atunci e cam târziu să mai faci ceva, tocmai de asta e bine să te ajustezi din timp și să fii un om de valoare, un om pe care știe lumea că se poate baza. Educație e investiția cu cel mai bun randament. Iubesc imobiliarele, majoritatea investițiilor mele de fapt sunt în imobiliare. Însă, oricât de mult le-aș iubi, nu pot să nu recunosc că educația de fapt este cea mai sigură și cea mai profitabilă investiție pe care o poate face oricine. În ce altceva poți investi să-ți aducă randamente de 200-300% pe an, să fie stabil, an de an și fără vreun fel de risc? Dacă ai o variantă în sensul ăsta, chiar te rog să lași un comentariu. În America, elevii dau sute de mii de dolari pe școli. La noi, școala e gratuită. Gândește-te că există o grămadă de IT-iști incredibil de buni în România, români, care lucrează la firmele de top din lume. Facebook, Google, Microsoft, YouTube și Google au deschis accesul tuturor la informație și la educație non-formală. Nu trebuie să dai sute de mii de dolari pe cursuri din America pentru că există universități de top din America care își postează efectiv gratuit toate cursurile, există o grămadă de materiale gratuite pe Google, pe YouTube. Într-adevăr, există o sumedenie de materiale pe internet, de informații, o grămadă de site-uri, o grămadă de oameni care vorbesc și trebuie să filtrezi, dar pentru a le filtra trebuie să consumi foarte mult și normal, îți mănânc o grămadă de timp, dar oricum ești mai câștigat decât să pierzi timp în fața televizorului și cu siguranță mai sunt și variantele plătite, mentori, cursuri, programe, unde altcineva s-a îngrijit să filtreze toată informația de pe internet și să-ți livreze ție doar cea mai bună informație, cele mai simple metode și tu să le ai de-a gata. La început tu vei fi singurul care crede în tine. Vrei să pornești o afacere, un canal de YouTube sau ai vreo idee trăznită pe care vrei să o testezi. Apucă-te de treabă. Nu spune prea multe despre noua ta idee pentru că lumea nu te va lua în serios, ci pune-o în aplicare. Apucă-te de treabă. Se va întâmpla exact ca la Bitcoin. Când era 500 de dolari, nimeni nu credea în el sau, mă rog, foarte puțini au crezut în el. Și pe măsură ce a început să-i crească preț, au venit primii investitori care și-au confirmat investiția, după care au atras alți investitori povestindu-le despre Bitcoin și tot așa. Ideea este că cei care au intrat la final au plătit prețul cel mai mare. Când te apuci într-adevăr de treabă și îți pui energia acolo unde ți-au fost la început doar ideile, o să întâmpini provocări, o să întâmpini probleme și o să treci peste ele. Și să nu te gândești că ceva trece neobservat. Cu toții suntem inspirați de oamenii care muncesc pentru visul lor,
care întâmpină dificultăți, de povestea eroului care trece printr-o grămadă de provocări și de probleme și la final are succes. Și pentru că suntem inspirați, povestim și în stânga și în dreapta și uite cum așa tot mai multă lume află despre proiectul și despre povestea ta. Ideea e că dacă nu te lași, la un moment dat îți iasă și e doar o chestiune de timp până îți iasă. Și asta o să vadă și toate persoanele care sunt în jurul tău și care sunt parte din povestea ta, pentru că povestea ta acum este povestea lor. Și până și ei își dau seama la un moment dat că nu mai există cale de întoarcere și că oricum vei reuși pentru că nu te lași. Și toată lumea vrea să stea la masă cu câștigătorii, însă la început vei fi singurul care crede în tine. Rămâi paranoic, mai ales când lucrurile merg bine, rămâi paranoic. Chiar și în cele mai bune timpuri, pregătește-te constant pentru a fi liniștit și a ști cum să iei lucrurile în momentul în care vremurile sunt grele și toată lumea nu știe pe unde să o apuce. Cel mai bine este să-ți faci planul în momentele bune, pentru că atunci e liniște și nu te presează nimeni și nu ești constrâns de situație și de vremuri ca să iei decizii proaste. Fii sceptic cu cei din jurul tău, testează-i constant și nu te baza pe promisiuni, pe vorbe sau pe potențial. Scoate-ți cuvântul dacă din vocabular, dacă mă ajută părinții, dacă primesc o mărire, dacă prind oportunitatea cu tare, dacă sună nu știu cine, încearcă să-ți acoperi toate punctele slabe care vin odată cu cuvântul dacă. Și cel mai important, nu aștepta după cuvântul dacă. Dacă mă ajută tata, dacă mă promovează șeful, ia-ți deciziile independent de alții, pentru că nu știi câți ani sau zeci de ani vei avea de așteptat până dacă și la urmă vei fi dezamăgit sau frustrat că ai pierdut o grămadă de timp stând pe loc. Care dintre aceste lecții te va ajuta cel mai mult în 2023? Cam atât pentru astăzi, apasă butonul de subscribe, lasă un like la video și noi ne vedem în clipurile următoare.